Alcoolul consumat în exces a devenit foarte popular în România. În anul 2014, țara noastră a luat locul 5 în lume la consumul de alcool, față de 2011, când abia eram pe locul 8. Ce credeți că s-ar întâmpla dacă nu ar mai exista alcool în România? Foarte bine. Foarte bine, că multă lume se distruge, moare, rămân copii, soția suferă mult, se consumă mult. Foarte bine ar fi. Nu știu să vă spun sincer că nu prea folosesc. Eu știu, n-am idee. Vi s-ar părea un lucru bun? Să lipsească în totalitate, nu cred. S-a întâmplat foarte multe lucruri bune, după părerea mea. Cum ar fi, ar exista mai puțin scandaluri, în general oamenii ar fi mai ok și pur și simplu și tineretul ar elimina antisocialitatea asta de care suferă acum. Păi ce să... ar fi destul de bine. De ce credeți? Păi cam străgăti ca oamenii. Dacă doar mai exista alcool? Da. Păi în primul rând un pic de revoltă, bineînțeles. Și oamenii s-ar obișnui încet, încet apoi cu ideea. S-ar părea o idee bună acest lucru? Sincer, mie mi s-ar părea ok. În momentul ce nu consum alcool, nu am nicio treabă cu asta. Poate mai multe lucruri bune s-ar întâmpla. Cum ar fi? Bine, nu ar mai fi certuri, scandaluri, în familie, în afară. Nu s-ar întâmpla nimic deosebit, ar fi mai bine. De ce credeți că ar fi mai bine? Ar fi mai sănătoși, mai... S-ar înlocui cu altceva, nu știu ce să vă zic... Ce credeți că s-ar înlocui? Cu alimente mai sănătoase, cu... Deci n-ar fi ceva care cum s-ar întâmpla cu fumatul, cu... Alcool? Cu... Nu mai trebuia să fie poliție, nu mai era divorț, nu mai era... Mi se pare un lucru mai bun? Da, sigur. Dacă nu era, sigur că... Ala sigur. Ar fi bine tot așa cum, cum ies acum, că... Nu vi se pare că tineretul consumă mult prea mult alcool? Și nu doar tineretul, și alte persoane. Aia și cazul că consumă mult tinereții. Și nu credeți că ar fi mai bine dacă nu ar mai exista alcool în România? Ar fi bine. Ar fi bine și alcool și țigări să fie. Să nu mai fie deloc.